Cum reușește Radu Mazăre să facă totuși bani, chiar dacă este închis, știm foarte bine, el a fost condamnat la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale din Constanța, însă cu toate acestea, prin intermediul soției sale, reușește să facă bani din Madagascar, acolo unde știm foarte bine, acesta a construit un resort de lux, catalogat de către multe agenții de turism ca fiind al doilea din acea zonă în ceea ce privește calitatea. Însă nu este la fel de scump ca cel care se află pe primul loc. Cu toate acestea, scoate bani foarte frumoși Radu Mazăre, în așa fel încât are ce să găsească atunci când va ieși din penitenciar. Mazăre a jucat de-a lungul anilor numeroase roluri, atunci când era primar al municipiului Constanța, de la rolul de faraon până la cel al lui Ștefan cel Mare și chiar acela de salvamar. Să înceapă carnavalul! Oh, oh, face cinste salvamarul! Viața lui s-a transformat radical după ce pe numele său au fost deschise mai multe dosare penale. Plecarea și stabilirea sa în Madagascar nu l-au salvat de la închisoare, pentru că știm cu toții, Mazăre a fost adus de acolo în România pentru a-și executa condamnarea. Niciodată nu poți să le iei pe toate. Când ai vânt, n-ai apă, când ai apă, n-ai vânt, când n-ai niciuna, n-ai nici alta. Radu Mazăre se află în continuare în spatele gratiilor, după ce a primit 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor de la Mamaia. Ghinioanele se țin lanț de fostul edil, pentru că pe rolul instanțelor de judecată mai are și alte dosare penale. Dar în viața fostului primar de la Malul Mării, nu toate sunt negre. Cu sprijinul soției sale, Roxana, chiar și din penitenciar, Mazăre face profit. Cum este posibil? E simplu. Complexul turistic pe care l-are în Madagascar îi aduce fostului edil profituri uriașe. Hotelul deschis de fostul primar al Constanței în Madagascar și administrat în prezent de soția sa a devenit un adevărat punct de atracție pentru turiști. După redeschiderea resortului, care a fost o perioadă închis din cauza pandemiei COVID, a fost luat cu asalt de doritorii de vacanțe exotice. Avantajul principal este cel al locației, una destul de izolată față de restul localităților din Madagascar, ceea ce înseamnă mai multă siguranță pentru turiști din punct de vedere medical. Conform indienilor de la Travel Triangle, unitatea de cazare a lui Mazăre este al doilea cel mai luxos hotel din Madagascar, dar și unul dintre cele mai ieftine din acest top. Hotelul avea la început 32 de camere dispuse în 16 bungalouri care dispun de balcon și șezlonguri. Radu Mazăre a investit inițial în Madagascar 1,3 milioane de euro, potrivit informațiilor din spațiul public. El a închiriat un teren de la un trip din zonă și a ridicat aici un hotel spectaculos. În urmă cu câțiva ani, Mazăre și-a extins afacerea și a mai construit o piscină cu beach bar și o sală de forță, relatează wowbiz.ro.